În plin scandal al brânzei falsificate, ar putea fi repusă pe tapet problema asocierii producătorilor. Concret, cooperativa agricolă ar putea fi soluția ca micii producători să obțină profit într-o formă organizată și avantajoasă. Soluția a fost deja adoptată de un buzoian care, în anul 2013, a înființat prima cooperativă agricolă din județ. Odată promulgată legea cooperativei agricole, care aduce numeroase avantaje, buzoianul este de părere că s-a făcut un prim pas în dezvoltarea satului românesc. Dani Vașcu este președintele unei cooperative agricole din Buzău. A renunțat la serviciul dintr-o corporație și a revenit în satul natal pentru a-și înființa propria exploatație. Ca să nu dea greș, omul de afaceri a pornit la drum cu un plan bine pus la punct. Ce putem face? În interiorul cooperativei putem înființa centre de prelucrare legume, fructe, lapte, centre de colectare ouă, centre de depozitare pentru produsele finite, astfel încât materia primă pe care o achiziționează cooperativa de la producători să fie procesată, depozitată și vândută prin magazine proprii și către mari retaileri. Pentru o reușită sigură, a mai cooptat în planul său și alți 10 producători de la care colectează materie primă de calitate sau diferite produse finite, cum ar fi zacusca țărănească, pâine sau preparate din carne. Însă drumul nu a fost deloc ușor. Pe lângă materia primă, a fost nevoit să investească în centre de prelucrare a laptelui și a cărnii de pasăre. Iată, avem 8 suporți, se așează păsările aici. Hai se oprește, e făcut pneumatic, la mine fiind după sărbilele, nu poți să le ridici. Și... A fost nevoie și de spații de depozitare și mai apoi de magazine cu un aspect plăcut pe exterior și încărcate cu produse de calitate. Acum, cooperativa din Buzău are 5 puncte de desfacere în care cumpărătorii găsesc toate produsele dintr-o gospodărie țărănească. Îmi place să vin aici, da. Obișnuit să cumpărați mai des astfel de produse de aici decât dintr-un supermarket? Da. Cu atât mai mult cu cât v-am spus, stau foarte aproape și îmi vine foarte ușor să vin aici. Mulțumesc foarte mult. Cum vi se pare faptul că într-un singur loc găsiți atâtea produse de la producători? Este o idee bună, numai că pentru mine e prima dată când vin aici, la recomandarea unui coleg. Și cu ce impresii plecați? Bună. E prima dată. Brânză momentan. Schimbările din legea cooperației agricole sunt apreciate de cei care își desfășoară activitatea în acest domeniu. Vorbim aici de o scutire de impozitul pe profit pentru o perioadă de 5 ani, dar și o scutire pentru plata impozitelor pe clădirile și terenurile folosite în exploatația agricolă. Avantajele constă într-un sprijin pe care statul român îl acordă membrilor cooperatori, celor care doresc să se asocieze în această cooperativă sau prin legea cooperației. Prin acest sprijin înseamnă scutiri de impozite pe profit, pe venit, pe activitățile agricole, atât pe cele desfășurate în cadrul cooperativei, dar și pe activitățile pe care le desfășoară membrii cooperatori în businessurile pe care ei le au. Fondatorul singurei cooperative agricole din Buzău ne exemplifică cum îl va stimula această lege, dar și ce avantaje ar aduce tuturor micilor producători. Ce putem face? În interiorul cooperativei putem înființa centre de prelucrare legume, fructe, lapte, centre de colectare ouă, centre de depozitare pentru produsele finite, astfel încât materia primă pe care o achiziționează cooperativa de la producători să fie procesată, depozitată și vândută prin magazine proprii și către mari retaileri. Noile modificări intervin și asupra modului în care sunt constituite cooperativele agricole și abrogă prevederile care împiedicau alegerea rudelor în consiliile de administrație.